Bugetul se consolidează modificând legea finanțelor publice locale, desigur. Dacă am fi mers, toată lumea se întreabă, încep altă idee, toată lumea se întreabă, dar până la urmă, ce vreți cu legea asta, că nu vă ajută la nimic? Ce aveți sigur? Aveți doi primari? Nu. Ce nu o să mai aveți sigur? Nu o să mai aveți sigur doi primari din 2012. Nu este sigur că veți câștiga voi capitala. Deci ce vreți cu această lege? Ce e în capul vostru? Vreți voi ceva? Aveți voi ceva ascuns? Eu cred că dacă nu profităm de voința politică care există majoritar în acest moment și nu știu cât va mai exista o voință politică majoritară de a susține acest proiect, nu se va mai întâmpla niciodată sau în viitor apropiat. Și de asemenea, cred că dacă arătăm o preocupare reală față de ce se întâmplă cu Bucureștiul, noi, ca partid politic, avem mai multe câștigat decât dacă încercăm să ne enclavizăm, să ținem de ăștia doi primari pe care îi avem, să spunem, nu contează ce se întâmplă cu capitala asta, important este politic noi să mai ținem doi primari de sector. Deci, logica acestei legi este reforma. Conținutul legii, ea este o lege în principal despre cum se vor alege edilii capitalei. Faptul că votul uninominal se va da pentru primarul general și pentru consilierii Bucureștiului, consilierii locali, probabil se vor numi, iar primarul va numi primarul București, nu am intenționat să nu se mai numească primar general, pentru că nu mai sunt primari secundari, primari de sector. Deci faptul că votul uninominal se dă în cazul acestora, le dă acestora legitimitate și putere să pună în practică proiectele pe care ei le promit în campanie electorală. Este cam situația președintelui României, care vine în campanie și propune soluții, propune viziuni, propune proiecte majore pentru societate, pentru țară, dar la final vede că are instrumentul să le pună în practică, pentru că sunt alții care se ocupă de asta și cu care nu poți să intervezi sau nu poți să decizi politica pe care aceștia o fac, ci pur eventual, dacă te înțelegi cu ei, poți să mergi într-un parteneriat și același lucru și depinde pentru cât timp. Deci, în legea capitalei, așa cum o propunem noi, îi dăm putere primarului capitalei, consilierilor, dar și responsabilitate față de felul în care conduc orașul, față de toate atribuțiile sau față de toate problemele care vor fi în competența lor din acest moment. Urmând ca în paralel să modificăm toate celelalte legi conform cu noua distribuție a competențelor și a atribuțiilor. Legea finanțelor publice locale, legea urbanismului, la care vă spuneam că deja am făcut modificări și urmează și legea 50, legea construcțiilor, și toate celelalte acte normative care au nevoie de amendări pentru a putea susține noul cadru administrativ la nivelul Bucureștiului. Mulțumesc și eu pentru posibilitatea de a spune direct câteva idei legate de ceea ce așteptăm noi, comunitatea de afaceri, să spunem de la o asemenea lege. Am participat și la prima întâlnire și nu am să iau ceea ce am spus atunci. Am să spun de asemenea că sunt absolut de acord cu ceea ce v-a spus domnul Ionița. Aș dori să aduc două, trei argumente suplimentare. Din punctul nostru de vedere, cred că sunt câteva lucruri care sunt total anormale și ele trebuie să rezolvate, iar sunt de acord că nu toate lucrurile pot fi rezolvate în legea capitală. Există în mod clar un ansamblu de legi care vor trebui schimbate pentru a putea să eficientizăm funcționarea administrației publice și este foarte bine să începem de undeva. Începe cu legea capitală, ok. Dar mi se pare și mie absurd că dacă ești, de exemplu, bucureștean și deții două proprietăți în două sectoare diferite, să faci două cozi la două circumscripții
financiare, pentru că nu există o bază unică fiscală, redistribuirea trebuie să fie problema administrației, nu problema mea ca cetățean. Iar ca om de afaceri mi se pare nu absurd, dar vă spun că există mulți investitori care în acest moment ocolesc Bucureștiul, sigur. Multă lume o să spună poate că Bucureștiul nu are nevoie de atât de mult de investiții, numai că de multe ori ocolesc Bucureștiul și după aceea ocolesc România, datorită lipsei de funcționalități administrației publice. Nu se poate pentru un singur proiect să te duci în două sau mai multe locuri ca să ceri nenumărate aprobări. Și ceea ce aș aștepta eu, sigur, în timp, pentru că e clar că nu vom putea rezolva numai cu această lege așa ceva, ar fi ca în final să fie ceea ce am reușit să spunem în alte instituții ale statului, un fel, dacă doriți, de ghișeu unic, în care cineva, care un investitor care vine cu un proiect, să depună toată documentația și să obțină în final toate aprobările din acel loc. Nu să umble între sectorul cu tare, cu urbanism și primăria capitalei cu nu știu ce, apă de nu știu unde. Și cred că un prim pas înainte îl constituie legea. Pe de altă parte, mi-aș dori și eu, chiar dacă am înțeles ideea, am spus, n-am fost consecvent pentru că repet ceva ce a spus data trecută. Totuși, o mai mare detaliere a o împingere și către zona economică a câtorva din aceste precizări, măcar de competențe. Pentru că, măcar cadrul trebuie. În rest, cred că trebuie făcut o reformă în administrația publică locală și noi o să sprijinim. Eu vă mulțumesc și acum, doamna Sonia Grădu, și nu am răspuns sau nu am avut un punct de vedere complet față de ceasul domnului. Aveți dreptate. Nu putem dezbate doar lucrurile acestea când efectele sunt mult mai complexe și merg mult mai profund în fiecare din domeniile vizate. Putem, ca să nu avem o lege și apoi să mai dureze ani de zile până facem și restul modificărilor din legislație, putem să le facem odată. Adică putem să pornim noi cum începem un proces de consultare a populației. La momentul ăsta am vorbit cu specialiștii, cu profesioniștii, cu societatea civilă. Începem o consultare a populației. În tot timpul acesta putem deja să lucrăm la modificările legislației conexe. În așa fel încât la final, când avem legea capitală, să avem tot ce ne trebuie ca ținta noastră să fie atinsă. Pentru că dacă aprobăm legea capitală și apoi mai trec 10 ani până facem și modificările, n-am făcut nimic. Creăm un alt blocaj. Deci, cu totul de acord, să facem lucrurile împreună, mai ales că în felul acesta avem un control pe procesul de reformă până la capăt. Pentru că nimeni nu este veșnic și în funcție și niciodată nu știi dacă ajungi să termin proiectele sau nu. Deci sunt de acord pe, în paralel și modificări, pe discuțiile pe celelalte modificări, cum ar fi bugetul, cum se consolidează bugetul la capitală, cum se repercutează centralizarea competențelor asupra mediului privat, asupra mediului de afaceri. Și în același timp, cred că putem deja să gândim și ce înseamnă dezvoltarea metropolitană a Bucureștiului. Doamnă ministru, noi nu vrem putere pentru putere. Noi vrem să știm de ce această putere. Dacă dați putere primarului, el trebuie să se reflecte în ceva. Ceea ce vrem noi este, în primul rând, ca vocea noastră a comunităților, eu nu vorbesc la nivel individual, a comunităților, să fie ascultată și respectată. Acum câțiva ani, în 96, am avut posibilitatea ca cu câteva organizații din Germania să propunem un proiect de parc științific și tehnologic în România, care după calculele noastre, poate mai bune, poate mai rele, puteau să aducă niște beneficii substanțiale pentru acest oraș. N-am găsit în cadrul primăriei nicio structură cu care să putem să comunicăm în mod concret. De pentru care am făcut o serie întreagă de propuneri, care sunt la doamna senator Plăcintă, le-am trimis, care în primul rând vizează elementele de cultură. Deci, suntem convinși că dacă acești oameni au o anumită putere, trebuie să știe și ABC-ul
a ceea ce înseamnă, zicem, un oraș competitiv. Deci am propus ca unele principii de bază, cum este, sunt principiile Melbourne sau Bellagio, să fie asumate de către aceste organizații, de către consilii și de către primari, și de asemenea să își asume etica în afaceri. Este o problemă de cultură. Pentru că dacă atitudinea nu se schimbă și doar, să zicem, băgăm anumite paliative din acestea structurale, nu să obținem nimic, iar noi vrem să obținem ceva. În plus, am mai băgat niște elemente care sunt legate de această structură, de a auzi vocea comunităților și am solicitat unele lucruri care sunt legate de partea de preocupări pentru competitivitate și, de asemenea, pentru societatea condusă de inovare. Deci dorim ca aceste structuri să existe și să se asume responsabilitatea. În această situație suntem dispuși să dăm mai multă putere primarilor sau primarului, nu contează, vă spun, nu contează din punctul nostru de vedere cât sunt. Dar sunt importanți ca ei să se preocupe efectiv de ceea ce vrem noi, cetățenii, contribuabilii, să obținem. Mulțumesc! Mulțumesc și eu.